Mamă, de mi-ar sta por așa breezy vibes, beach vibes all the time. Mamă, cât de interesant ar fi, avem make-up of the day, mergem la Aisha. Mă simt destul de confortabil în bluza aceasta, nu știu dacă să rămână dumneai sau să mă schimb. Faza e că am luat-o cu spatele în față ca să se vadă mai mulți clipici pe TikTok. Ia mă, normal e cu degolteu. Da, pot să zic că e bluză cu spatele gol și aia, cred că merg așa. Mamă, deci I'm obsessed with the hair, Tommy. Dar arăta așa mereu părăgă. Am auzit o portieră, Ima. A venit mama? Nu a venit mama, firar, firar, nu a venit mama. Ah, mă duc cu trotineta electrică, mama e plecată, ceea ce înseamnă că e și mașina plecată. Hai, trecem peste. Până la urmă am rămas cu această bluză, pe dos, pe dos, pe invers, de fapt. Pe invers. Asta ce am zis. Așa, numai că mi-am pus sutien până la urmă. Și blugii clasici negri, singurii pe care i-am cu mine. Eu când mi-am pachetat casa pentru Spania, pentru mutat, oricum mai aveam foarte puține perechi de blugi, cred că aveam doar două teancuri de blugi, din care am păstrat un singur teanc. Acel teanc păstrat a fost împărțit între cele două trolere, trolerul care e în Spania și trolerul care este încă în România. Așa că am blugi, câțiva blugi în România, doar că sunt împachetat și nu vreau să desfac acel troller prea curând, cel puțin. Va trebui să scot din el niște chestii și să-l fac mutabil. Că e foarte greu de mutat, că e foarte greu și se dezechilibrează, dar ajungem la povestea aia în alt clip. Te-ai asortat. Unde ești? Ai. Ceva, nu l-am pus în Chiar că pungă. mi-a Fii atentă, fii atentă. Poți să arăt pe vlog? Știe Da, lumea? nu știe nimeni, dar îl află într-un final cândva toată lumea. Și Gălăgie, de aia de fac gălăgie. Mi-ai zis, mama, păi tu nu te-ai uitat cât de mari sunt, când o să poarte bebe alea. Dar nu contează, sunt stici, sunt stici. Nu contează, puteau să fii și de 10 ani, că te bucurai la stici. Eu pasăre cu port eu acum. A, deschide, că mai ai stici aici. Hai undeva unde e lumina mai bună, Hai stai. să mă bucătesc ăsta. Acolo. Da. Care e sufă bucăta? Aia e sufă bucăta? Asta e sufă bucăta. Bine, hai, stai, să mă descalț, mai stâmpit, stai așa. Sunt prăjită, deci creierul meu este complet prăjit. Mai prăjit ca al meu? Am cu ce să îmbrac. Ceaiul turcesc? Cum se numește ceaiul în turcă? Ceai. Da? Da, doar că este cu așa și Cum se zice la ceai? Ceai. Ok. Prăjit. Zahăr voi. Mami. Noroc. Zahăr voi. Da. Ce-i cai? Cai. Ceai. Că tot întrebai. Și Nane, cine-i Nane? Îl ai pe E Nane? mentă. Nane, în bucătărie, aici! Îl știi pe Nane, ăla de cântă? Da. Aaa, mare lucru! Sunt pe Te bune, dar puțin pe bune. Asta și eu. Dacă nu dau și nume, proștii mă enervează la culme. Am o armă și eu folosesc. Și ce armă? Mă sfugi de atât de nimeresc. Ceva cu gloanțele din text. Doamne, am mâncat că dar băieți cu minți. Tu ai băieții, dar știu că minți. Ai mei n-au fost crescuți de părinți. Vezi ce zici că rămâi fără dinți. Oh! Ascult, paraziții, bag. Scoate-i, scoate-i liniștită, că și așa îmi comentează lumea tu pe dai TikTok, seama. Am dinții galbeni. Nu e adevărat, arăți foarte bine. Eu sunt mulți chiar... Mai, eu n-am băi, am primit comentarii, mai spală-te pe dinți. Bă, dacă mă uit așa la fața ta, nu mă mai enervez că mă uit așa la față, dar tu ai alte motive! Eu n-am niciun motiv aici! Doamne, da, eu sunt... Dar asta foarte interesant părul azi. Bine, când m-am Cui? Terminat mie, îmi stătea foarte interesant, avea niște wave-uri interesante. Acum asta pleu știi de la vânt, că... Na, eu și mai am câteva wave-uri interesante, câte au mai rămas acolo, dar... Mă mir cum ai supraviețuiesc în perioada asta. Mamă, și acum ești doar în a șasea? Da. Bine, mai am două să și într-una șapte. Stai să vezi la 8 așa, noua. Vezi că e destul de măricică, bebecica. Are un kilogram. Adică eu cred că nu o să mai poți să mergi în a 8-a. Foarte, mănâncă foarte, foarte bine și foarte sănătoasă. De unde știi tu ce mănâncă ea? Că ea dacă eu iau administrez vitamine și așa mai departe, ea are tot... Dar de unde știi câte din vitaminele alea ajung la ea și câte la tine? De unde știi ce mănâncă? Stai să întreb. Câțu? Banda m-a mai că era ceva cu ei? Nu. Stai că am uitat Gine, fata mea, ne vorbim doar în turcă cu ea, noi nu vorbim română, că nu se știe română.
Gen nici de pe la 2-3 ani, când o să poată să învățe și a doua limbă? A doua limbă o să fie arabă. Tocmai ce vorbeam azi cu tipa de la masaj vis-a-vis de conflictul de interese în ceea ce privește limba copiilor. Eram mică și când a născut mătușa, eram foarte contrariată că nu știu copiii română. Copii care stau în Canada și dai seama că au învățat în primă fază franceză, după aia engleză, că na, trebuie să știe engleză. Și îi ziceam și ei, păi uite, dacă o să fie să fac copii, uite, semnul întrebării de la baby. Da, de dacă o să fac copii, o să îi învăț engleză și după aia, în funcție de țara în care o să locuiesc, trebuie să îi învăț limba din acea țară. Deci, și cine știe când română? Da. Că la mine o să fie și conflictul de interes română versus limba tatălui, că sigur ăla o să aibă vreo limbă din asta complicată. Da. Nu o să fie probabil nici englez, nici american, nici spaniol. Am eu un feeling. Deci... stați așa, să întorc camera. Nu mai pot după ele. Deci trebuie neapărat să scot hainuțele ca să vezi. Avem set de mini mouse, frate. Păi și pe să plâng. Băi... Cum ești cu hormonii? Da, foarte bine. A, da. Deci, în afară faptului că m-am umflat atât, eu n-am nimic, ca și dorm. Deci te la fața mea, deci doar dorm. Doamne, băi, Aisha, deci știi că ți-am trimis o poză? Nu prea să vedeam poza aia din autobuz. Deci după ce am văzut-o pe femeia care avea copil cu șosete stici, le-am găsit pe astea. Ce crezi, mă, frate? Tocmai ce am cumpărat două body-uri de care m-am îndrăgostit să le ieșin acolo în magazin la Pepco cu stici. Deci sunt două body-uri atâtii, ca scam de băieți, că sunt albastre, dar nu contează. Nu contează. Le-am cumpărat. E stici. E stici, chiar nu contează. Și am și pe alb și am și pe albastru. Am și două. Deci, hai să vedem ce avem aici. Aole, deja vorbește că toane mămică. Să-l auzi pe Yasin, hai că eu sunt mai așa, da? Yasin, ieși mai și... Oi, mă! Oh my god, elastic! Ce elastic de păr! Gigantic! Tu uite-te la mine că mă auzi, asortez perfect! Vai, deci eu sunt foarte mare fan chestii de-astea. Da, știu. Știu. Mamă, abia și să-l port. Ia, și acum. Vai, mă, cât de drăguț. Deci arată și la cameră. Așa, deci ăsta așa. O să-l pun la ghiozdănel când o să te duc în clasa grădiniță. Ai, dar era copii, ale erau pentru tine. Știu, dar o să-i rădă și o să împart cu ea. Bine. Dacă nu o să-i placă ei stici, mare lucru. Da, sigur că o să-i placă, sunt sigură. Doamne, deci eu nu... Să știi că n-am știut că sunt cu litere și ți-am luat... N-am știut că sunt cu ei. Adică oricum până mi-am dat seama că sunt cu E, n-am mai găsit cu A. Nu contează, găsesc eu ceva cu E. Mamă, mi-am luat pielea! Cum ai luat? Cu trotineta! Au! Bine că nu mi-a dat sângele. Mamă, Doamne, deci este... Nu știam ce simt ciudat pe picior. Sunt superbi, deci nu. Sunt superbi, o să nebunească. Mi-am luat și mie până la urmă. O să-l turbez pe Yasin cu stiș, frate, săracul este plin peste tot de stiș, nu mai poate. Mi-am luat și eu până la urmă cercei din aia. Mamă, deci nu mai pot. Știu că porți inele din materiale prețioase, dar presupun că din când în când nu strică un stici. Mamă, nu mai pot, asta chiar trebuie să le scot, acum am vrut să caut forfeca. Mai uite-te, că mai e o chestie. Mi le pun pe toate. Două, mai sunt două. Vai, Doamne. Mamă, o să mi-l pun la motor. Asta e atât de drăguț. O să mi-l pun la motor, mă. Doamne, ce frumos este! Da, nu, cred că știu cu ce stau prost cu hormonii, cred că o să plâng! Băi, ce pe mine să plâng, minunăți! Ce drăguț! Doamne! Practică, vreau nu e Pepco! De ce crezi că e Pepco? Îmi dau și mie lacrimile, mi-a zis că e una cele mai drăguțe chestii. Sunt obsedată, frate. De ce eu sunt obsedată de stigi? Obsedată. Sunt de la Primark și am văzut că au băgat și haine la adulți cu stigi, gen ultima dată când m-am dus. Mereu ratez. Și un rucsac, era și un rucsac cu stigi. A venit iepurașul. Și mi-a luat și un nou, dar nu mai știu unde l-am pus, un nou roz. Un nou roz de ciocolată. Dulceață de portocale! Oh my god! Ai mâncat vreodată? Nu! Eu sunt mare fan chestii de-astea! Odată am... Spania îți dai seama că e plin de dulceață, deci, de portocale. La un moment dat am primit dulceață de chili iute sau ceva de genul. Băi, deci eu sunt nebună pe dulceți. Mamă, dar mi s-a spălăcit de tot părul. Și e perfect, că știi, crezi, în ultimul timp, primul craving pe care l-avem este clădite. Sunt clătitele, deci... Mamă, n-am mai mâncat clăci de dovișnicie. Mamă, mamă, trebuie să-ți spun. Test. Poate, mă. Ia, că miroase. Oh, miroase bine rău, dar n-am cu cineva să-l gust. Pe
Deci trebuie să mergem la bucătărie. Hai că oricum vreau o țigară. Și am vrut să iau, am vrut să iau și țigări mentolate de alea care nu se mai găsesc în România, dar nu puteam să-ți iau că bebe. Nu mai fumez de atâta timp. E de atâta data viitoare. Băi, în prima fază am vrut să vă iau, să vă iau ție și Mihaela niște treburi de astea care erau cu inițiale. Și nu le-am mai găsit, gen, le-am văzut odată și pe m-am gândit, după ce mi-am luat mie, m-am gândit că pot să vă iau și vouă, cadou de Paște. Și când m-am dus, nu le-am mai găsit, dacă n-am văzut chestia asta. Băi, jur, m-am dat mișcă. Seama că fetele mele ar aprecia. Deci atât fericită că a început să miște. M-am dat seama că fetele mele ar aprecia mai mult roză. Am căutat cu Y, să știi, și n-am mai găsit nimic cu Y. Să nu te superi pe mine. E amur, ploaie. Da, nu? Da. E amor, e amor, uite, ți-am luat șosețele cu stii. Ce faci? Și blou și mov. Haideți să vă arăt și vouă modelele. Eu mor pe ăsta. Eu am început să mor cu capul ăsta de mult ananas. Eu realizez că de bine mă cunoști acum că ai cumpărat. Eu realizez că de bine mă cunoști. Și cu moțul. Da. Incredibil, incredibil. Păi când am văzut moțurile alea, cred am zis, no. Deci dacă mă ar putea zis să-mi cumpere cadouri, nu cumpăr la fel de bine ca tine. Deci dați-mă cât de drăguții, sunt atât de drăguții încât dacă eu aș purta chestii colorate, credeți-mă că mi-aș lua și eu. Bine, dacă aș găsi niște mărimi care să-mi vină. Doamne, drăguți, frate, ce mult dacă nu vezi. Dacă vezi, am geamantane cu haine pentru pitica mea, nu știu cum ne mutăm noi, că o să-i cumpărăm, cred că mai e 5 șifoniere. Ce ziceai? Bă, deci Iamur nu cred că mai vede șosetele astea. Iamur, ți-a furat măta șosetele. Eu port 36, îmi cumpăr de la copii încălțăminte. Ce vorbești? Mamă, deci dacă de pe acum ai început să-i furi pișile lui Fita. Bă, din păcate, da. Mai are niște bentițe pe care le-a primit și le cam port eu. Da, mă, nu la mine. Mamă, e bine că e fată, o să iei totul. Da. Dar și ea când o să-ți ia. Și ea, da. Ah. Să vezi ce o să te enervezi. Să vezi ce o să te enervezi când o să-ți mai găsești hainele, pantofii. Ah. Când, o să strice, când o să ți le strice. Mamă, când o să fie mică și nu o să știi pe unde e, fii atentă. Fii atentă. Când o să fie mică, dacă e liniște în casă, să știi că faci o prostie. Asta e regulă de aur. Că dacă e liniște, înseamnă că faci o prostie, da? Doamne! Deci, o să-ți deci țineze cu rujul pe pereți. Deci, uite, am și pedicura făcută acum. O să mori să asurdești pedicura, deci... Dar ce șuzițele ai aici? Vreau pus să mă aplec să mor, eu mă plecam greu. Stai că mă dau așa să te... Aaa, nu mai poți să spui șoseta! Da! Ia simt mă vrei să ți-o pun eu? Gata, am reușit. Ți-o pun eu aici? Gata. Nu mai ne-o pune că mi-a pus. Doamne, ia. Hai, happy dance cu șosețelele. Așa e happy dance. Să fac happy dance. Hai, dă și pasta cu șosețele. Bă, deci tu ești retardată rău de tot. Eu deja m-am înfoliat aici, m-am mirat. Te-ai înfoliat? Și dulceața, trebuie să încerci și dulceața. Deci cred că umplu 10 minute pentru un vlog numai cu unboxing-ul aici. Deci chiar spunea aia, să-mi schimbă și tu cercei. Atât! Deci asta îmi trebuie. Cred că să mi-i pun pe ăștia cu stigi, nu mi-e dau jos. Deci nu mi-e dau jos. Și pun o ureche așa, o ureche așa. Da. Mamă, ca să fie și iubita și iubitul. Ce am, frate, și nevoie. Ai auzi iubita lui Stitch? Da! Eu nu prea mai țin mare lucru în minte. Am zis, băi, deci când le-am cumpărat, am zis că o să mă uit pe YouTube la Stitch, dar am avut foarte mult de editat, m-am concentrat destul de mult pe YouTube înainte să vin. Și pe Ana mea nu m-am mai... Ah, cât de tare! Asta-i Stitch cu ananasul în cap, Doamne, mor! Băi, așa să dăm drumul din nou. Deci, vă rog. Cum o cheamă pe aia? Iubita lui Stitch. Cum este și iubita lui Justin Bieber, soția lui Justin Bieber. Oh! Oh, oh. Ok, și altă ureche. Deci la ureche l-avem pe Stitch și la ureche l-avem pe Stitch. Și altă 1000 de piersuri. Tu zici mă că fata mea sigur o să vrea piersuri? Da. Zici mă că eu o să zic, bine, hai să mergi cum mai fac și eu unul. Nu să-i spun, nu faci niciun pier, să-i spun, hai bine, fac și eu încă unul. Abia aștept să naști și să termin cu apă M-am stricat și eu cu alăptatul ca să ne mai facem împreună. Că e acum, vă dați seama că nu poate să-și facă pentru că e riscant. Adică nu da. Poți să riști o infecție în timpul sarcinii, Doamne, exact. Ferește și nici cât o să laptezi. Exact. Da. Dar hai să testezi eu dulceața. Hai că am zis că facem asta de grămadă de timp. 5 chestii. Nu știam, n-am să se vadă. Vrea și lumea de pe TikTok să te vadă. Hai la bucătărie. Ia-ți dulceața prăjită, că sigur uiți. A, să-mi iau și eu ceaiul, dacă mergem pe balcon după aia.
Îți place bluza mea? Am luat-o pe spatele în față. Am luat-o pe invers și n-am mai schimbat-o după aia că mă simt... Da! Nu știam eu ce ureche are sora mea aici. Nu mi-a trecut Crăciunul. A, stai niște că eu am dormit cu pijama de Crăciun azi noapte. Și la unghii, la pedicură m-am dus cu șosete din astea de Crăciun, cu, cum îi zice, cu globuri. Și mi-a zis aia că din cauza mea a venit frigul, că trebuia să vin cu șosete cu valuri și cu scoi și cu sirene. Unde-i scrumii? Hai să-l degustăm pe ăsta. Ia. Ușor. O zrângi pe ea, amor. Mamă, ce bun e asta, nu mă așteptam. Așa am zis și eu. De portocale. L-ai gustat de bun? Da, mănânc asparta ce ai. Wow. Dacă wow. L-am gustat, eu am în permanență așa ceva în casă. Wow, numai acum n-am, că știam că o să fiu plecat o lună. Abia și să fac mâine dimineață clătite. Iar o să mor eu. Am nici putea zi la rând. Deci mă mai satur de clătite. Bun. Sunt exact pe aceeași tematică. Mamă, cât de tare. Ia zis, mamă, că să te bucur maxim. Gata, vizitat și cred că nu a fost o alegere proastă să mă ceacă această pufoasă, că s-a lăsat un pic răcoarea. Am 15 grade. Bine, Nerica, nu aceată. Încheiem seara cu mic teste și pentru mine... Rodie? Nu se părea mie ceva diferit, că n-am văzut că este prăjiturica în sine roz. Trebuie să încercăm. Stărcoșită și lumea ei. Terminat. Încearegem aici, se vede pe desen. Băi, deci atât de intens aroma asta de rodie de aici. Deci asta e noua mea măgura preferată. Îmi bate pe aia cu smeul. Pe data viitoare, XOXO Eva.